Luminița, îți mulțumim, vă invit să rămâneți alături de noi pentru că am o deosebită plăcere să o salut pe Tina. De altfel, alături de mine este actrița Alina Rusu. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! De tare mult timp nu ne-am văzut, dar motivul pentru care ne-am întâlnit este să bârfim una dintre cele mai așteptate producții cinematografice de aici, din Republica Moldova, o colaborare frumoasă cu cei din România, Omul fără linia vieții. Exact. Și tu acolo ai un rol foarte important, dar vreau să ne spui detalii. Da. Acolo o am pe Tina, o joc pe Tina. De Tina m-am îndrăgostit din prima lectură a scenariului, pentru că Adriana mi-a zis așa într-o glumă: Rusu, eu am pentru cine un scenariu? Și eu ți-l trimit, dar tu îl citești, rolul Tina. Zic, hai Adriana, lasă-mă și tu cu scenariul tău, știi? Chiar m-am luat-o în serios. După care mi-a trimis scenariul, am așteptat vreo săptămână până când mi l-a trimis, l-am citit și am zis da. Eu sunt Tina. Asta-i. Am plâns din prima lectură a scenariului și am zis că da. Și Adriana, da. Da, eu simt, da, da. Deci, practic, rolul ăsta îți era menit. Era menit, exact așa. Ca o mănușă, știi? Ca o mănușă. Asta ar însemna că nu ți-a luat foarte mult timp să intri în pielea personajului. Am lucrat mult la aceasta, pentru că, îți dai seama, trebuie să plângi foarte mult. Am mai avut și o scenă așa mai delicată, da? Scena cu amor. Am fost pregătită. Mi-a zis Adriana că, hai să ai acolo așa o scenă, o leac de iubire, o să fie între voi, dar nu mult. Zic, ok. Până când am ajuns pe platou și mi-a zis: Rus, te dezbraci? Opa. Te pupi, mie îmi trebuie să văd un sandal tău, te rog, nu-i superior să fii, iată așa, așa. O plăcere să lucrez cu Adriana. Și în acel moment am înțeles că da, facem, nicio problemă, trebuie să iasă ceva bun. Ea mi-a oferit acel mandat de încredere. Așa, pe care tu l-ai exercitat. Și eu, exact, am încercat să dau totul de mine și am încercat să-i ofer Adriana cei de ce a avut nevoie. Da, bine, despre Adriana toată lumea știe că este foarte consecventă și pe cât de serioasă și de dură este, pe atât de plină de umor și de jovială este. Exact. Da. Și factorul cel mai important care a fost pe platou și datorită căruia s-a ajuns la succesul acesta este că a existat comunicarea. Ea știe să vorbească cu actorii. Ea mi-a zis, vreau asta, asta, asta. Când plângi, te rog, nu plânge de aici, vreau aici să văd. Adică fata mi-a spus ce trebuie și eu am lucrat foarte mult, ok, ne focusăm, facem, mai tragem o dublă și a ieșit ce a ieșit. În general, povestea filmului este una deosebită. Exact. Vorbim de un roman autobiografic care a prins viață și prin peliculă. Exact. Ce mesaj transmite acest film? Este istoria sau biografia domnului Ionel Sporea, inventatorul aparatului de tenis de masă. A avut o istorie foarte, știi, mi-e greu să zic, pentru că lumea va vedea tot la cinematograf și nu vreau să dau totul de în casă. Da, deși multă lume a citit romanul. Da, da, așa, da, multă lume a citit romanul, eu cel puțin am încercat, am început să-l citesc. Acum sunt în lectură acest roman. Vă recomand, apropo. Da, foarte, foarte bun acest roman, dar plângi și la carte, nu doar la film. Da, exact, plângi și la carte, la film, da, plângi, vei plânge mult. Pentru că Tina a plâns și nu doar Tina, însă și toți actorii pe platou care au avut, care au jucat în acest rol, au plâns, au simțit și ei, inclusiv și domnul Sporea, pentru că dumnealui a fost prezent pe platoul de filmare și vedeam și eu când plângeam, când trăgeam scena în care eu plâng mai mult sau îl vedeam pe domnul Sporea că trage ochii și se întoarce. Asta chiar am vrut să te întreb. Voi ați avut norocul, dar și responsabilitatea maximă în același timp să asiste la tot acest proces de lucru, procesul ăsta creativ, protagonistul nemijlocit. Exact. Cum se simte asta? Te simți mai responsabil și în momentul în care el se apropie de tine și zice, știi? Chiar așa a fost, știi? Chiar eu asta am trăit. Și mi-aduc aminte, prima noastră relație, primul nostru iubire cu Valentina, chiar așa a fost. Îți dai seama, înțelegi că... Tu practic reprezinți dragostea pe care a trăit-o pe bune domnul Sporea. Și atunci apare întrebarea. Cu siguranță acest film a fost deja urmărit de un public închis. Cum iese lumea de la această proiecție? Ce vezi în ochii lor? Văd femeile, le văd cum își șterg lacrimile și fac, ah, machiajul meu. Bărbații ies uimiți, wow! Adică feedback-urile sunt foarte pozitive. Și eu deja nu am răbdare să-l văd. Nu am răbdare. Începând cu data de 30 noiembrie, acest film va putea fi urmărit atât în Republica Moldova cât și în România. Exact. Vreau să te întreb cum a fost colaborarea cu echipa din România.
foarte, foarte frumoasă. Eu am avut noroc chiar de un partener foarte bun, pentru că Rareș a fost acel care mi-a oferit posibilitatea să nu ies din standardele unui actor, să zic așa. Pentru că eu mă încercam să mai exagerez, să mai stric, să mai plâng prea tare, la care el, știi, liniștește, hai facem așa, s-a întâmplat ceva. Am avut un mare rol. Am învățat foarte mult de la ei, apropo. Foarte multe la ei am învățat. Uite, dar Alina, noi adesea spunem că avem de învățat de la toți. Ce au ei de învățat de la noi? Ce crezi tu că au învățat ei de la echipa de actori, de profesioniști, de aici? Eu cred că ei au de învățat de la noi, să învețe de la noi comunicarea, spiritul de lucru în echipă, pentru că acesta s-a simțit foarte mult pe platoul de filmare, și responsabilitatea, pentru că toți din echipă, fiecare persoană a fost responsabilă. Responsabil, de fapt, e un cuvânt foarte obținzit, știi? Știa că la ora aceasta facem asta, îl sunăm pe acela, din la oră la oră, la program, s-a respectat tot. Și cred că aceasta o să înveți colegii noștri din România. Cu ce provocări te-ai ciocnit în timpul filmărilor? Filmările, apropo, s-au desfășurat și la Chișinău, dar și la Butuceni. Da, și la Butuceni. Așa. Care au fost nuanțele alea mai pipărate din timpul filmărilor? În afară de scenă de iubire, că deja am înțeles că a fost destul de pipărat acolo. Când a trebuit să plâng. Am plâns, am filmat vreo 3 zile în care plângeam foarte mult. Deja în ultima zi chiar nu mai puteam să plâng, nu mai aveam nici lacrimi, știi? M-am apropiat de colega de la make-up și mi-a zis ceva, gata, eu nu mai pot să plâng, nu mai am nici lacrimi, nimic. Wow. Plâns a fost foarte mic, foarte puternic pentru mine, și scena în care tatăl meu, când a venit și m-a luat, chiar acum se derulează imaginea, da? Exact. Da? Așa? Și scena cu tatăl meu, pentru că tatăl meu a fost foarte dur. Domnul Oistric, jos pălăria. A fost dur a la fost propriu. Foarte dur, da. Chiar eu m-am speriat, zic, acuș primesc și eu o palmă din partea lui. Adică plânsul a fost pentru mine o provocare. Tu ești mulțumită de rezultatul obținut? În calitate de actriță, în calitate de ambasadoare a vocii tinei. Ah, ce frumos. Mulțumesc. Da. Chiar dacă nu am văzut ultima variantă finală a filmului. Așa, urmează. Urmează, exact. Mm-hmm. Sunt foarte mulțumită și le urez tuturor să trăiască ceea ce trăiesc eu acum. Așa. Feeling-ul ăsta în care tu te vezi, în care tu primești doar feedback-uri pozitive din partea oamenilor și în care toți zic că nu m-am așteptat că tu poți asta. Și în proiecția asta cinematografică se arată și momentele din închisoarea de la Jilava și momentul morții lui Ceaușescu, revenirea, plecarea în Canada. Deci toate aceste elemente dureroase din povestea reală sunt și în film. Exact, sunt nu și în film. Nu s-a făcut abstracție de nimic? Nu s-a făcut abstracție de nimic. Adriana a lucrat la cel mai înalt nivel împreună cu echipa. Wow! Dacă ar trebui să descrii echipa cu care ai lucrat, în 3 cuvinte, care ar fi? Eu le zic cei mei clasnei. Scuzați că folosesc rusismul. Deci asta îi caracterizează 100%, da? Da. Ce lecție de viață învățăm din Omul fără linia vieții? Iubirea schimbă totul. Și nu este doar un titlu de piesă. Da, exact, și nu este doar un titlu de piesă. Pe tine te-a schimbat Tina? Da. M-a schimbat foarte mult și prin Tina mi-am mai descoperit și alte calitățile mele. Care ar fi? Cel de a fi sensibilă. Deci nodul în gât rămâne, rămâne, da? Rămâne. Wow! Asta a fost... Și am înțeles că prin iubire poți trece orice, totul la timpul lui. Orice obstacol din viața noastră este un început pentru un succes. Wow! Da. Am și o curiozitate. Toată lumea povestește despre momentul în care se creează relația asta simbiotică între actor și rol. Trebuie să intri în pielea personajului. Ce se întâmplă în momentul în care se spune stop, filmat totul? Cum are loc despărțirea de personaj? În cazul meu, despărțirea încă nu a avut loc. Eu încă sunt în rolul Tinei. Aha. Pentru că deja urmează să deruleze filmul. Vedem, cred că am să-ți răspund la această întrebare mai târziu. Nu pot să-ți... Acum chiar nu am răspuns exact. Acum tu eu că ești... Eu încă trăiesc pe Tina. Eu încă o simt pe Tina. Chiar văd, mă uit diverse spoturi, mi-aduc... Mă uit la pozele de platou de filmare, că acum se derulează toate în perioada campaniei de promovare. Și eu trăiesc asta. Din 1985, acum suntem în 2023, se schimbă lucrurile. Mult. Dar acest film transpune realitatea perioadei și o face foarte bine. Vreau să-mi spui ce rol ți-a părut ție cel mai complicat. Dar facem abstracție de Tina. Mhm. Vorbim despre rolurile din film.
Cred că rolul mamei a lui Ionel Sporea. De ce? Jucat de Dana Ciobanu. De ce? Prin ce s-a remarcat? Pot să dau totul în casă, pentru că Dana a fost, mama lui Ionel Sporea a trecut pentru un viol, uh-huh, în urma căruia s-a născut, a apărut în viață Nelu, și îți dai seama, se trăiei viața de la început, alt soț, alt copil, alți copii, a fost un rol greu. În general, distribuția este una absolut senzațională. Am trecut așa cu privirea peste numele care au fost într-adevăr mai mult decât perfecte pentru acest film. 2 ani de muncă. Doi și. Deci mai bine de 2 ani a durat până ca să vă puteți bucura de momentul adevărului, care va începe, de fapt, pe 30 noiembrie. Exact. Așa. O să mergeți și în România să discutați cu publicul. Pe 27 luni va avea loc avanpremieră, uh-huh, cu echipa de producție, cu toți oaspeții. Din 30 noiembrie filmul va fi deja difuzat în cinematografe și pe data de 30 noiembrie avem premiera la București. Fantastic. Noi îți dorim tare mult succes. Mulțumesc. Vă dorim mult succes. Mulțumesc. Este cu, urmează o perioadă foarte încărcată, foarte colorată, de altfel cu multe lacrimi, dar cu o trăire foarte sinceră. Te aștept să vii și în momentul în care te vei despărți de Tina. Cu drag. Așa? Cu drag. Încă nu mă grăbesc. Nu te grăbi, pentru că se potrivește acest rol. Mulțumim tare frumos că ai găsit timp pentru noi. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc mult și vă rest toate bune.